Centrarea lui Câmpanu nu este respinsă cum trebuie. Marković, 2-0. Încă un gol în contul lui Andrei Ivan împotriva lui Dinamo, a șasea reușită a lui Ivan împotriva bucureștenilor. Greșeală mare în defensivă. Lovitura liberă a fost bătută modest. Ivan însă profită de acele bâlbuieli din apărarea lui Dinamo. 2-0. Și meciul cred că este în mare măsură jucat. Un gol de care Ivan avea nevoie pentru a-și recăpăta încrederea. Vine după o lungă perioadă de accidentare. Șutul lui Marković deviat, iar Ivan îl execută pe Iliev. 2-0. Ăsta este fotbalul. Dinamo a început bine repriza, a avut acea mare ocazie prin Ivanovski, n-a reușit să înscrie și iată, la doar câteva minute primește un al doilea gol. Ivan, gol marcat, penalti obținut și cel mai bun fotbalist al Craiovei până acum în această partidă. Trece ușor și de Ricci Grigore, scoate mingea în dreapta la căpățână. Acum Câmpanu în careu, căpățână, poziție regulamentară. Câmpanu, 3-0. Dinamo la pământ. Da, era oarecum de așteptat în momentul în care a rămas în 10. Câmpanu face 21 de ani la începutul lui octombrie. Dinamo nu mai poate să facă altceva decât să lupte, să încerce să evite o nouă umilință după acel 0-6 cu FCSB. Ivan, balon respins în față! Steagul rămâne jos, este 4-0. Gol înscris de căpățână. Reușita lui Căpățână de când a venit la universitate. Pentru voluntari marcase de 19 ori în carieră.